Salutare! Astăzi vom vorbi despre Audi Core și a lui problemă, cea cu volumul. Problemă care se datorează procesorului Motorola MC68HC705. Acesta se pare că are un bug și după un anumit număr de rotire a butonului face figuri. Am achiziționat un modul de pe eBay, programatorii.com este utilizatorul, sunt din Polonia. Am dat $2.5 pe el și încă 5 pe transport. Undeva am ajuns la $27.5, circa 100-105 lei. Acesta vine amplasat pe Motorola, pe chipul de la Motorola, se scot 2 rezistori. Și mai bine hai să discutăm pe clip. Prima dată despachetarea. Am rămas puțin surprins de faptul că mi s-a pus și bon și o ofertă. Acesta este modulul, are un adaptor cu 52 de pini, două fire care se pun în loc la doi rezistori care scoatem de pe placă. Se desface radioul, se scoate partea mecanică, cea cu caseta, care de altfel nu mai și prea are rostul, n-am mai văzut casete de nu țin minte. Are o tăișitură într-o parte adaptorul, chipul la fel are o tăișitură, nu m-am dus singură poziție între pe el. Se scot cele două rezistențe de 1 kg, 102 scrie pe ele, unde vin cele două fire, alb și negru, lipite. Se pune modulul pe chipul Motorola MC68HC705. Se lipesc cele două fire, cel negru de desubt, cel alb deasupra, cred că sunt canalele audio. Cam așa arată, deci în partea stângă, unde au fost lipite rezistențele. Și să-i facem o probă, să vedem. Se pare că volumul merge. Merge și reglajul de înalte, de bas. Dacă țineți la designul mașinii și la acest radio, nu o să decideți dacă merită să investiți 100 de lei sau nu în acest adaptor.